Salutare tuturor! Ați văzut ce situație dramatică este în toată lumea cu acest coronavirus, cu pandemia aceasta care a izbucnit în toată lumea. În România avem și noi o situație destul de rea, evident. 4.500 aproape de cazuri de îmbolnăviri. Avem și noi cazuri de persoane care au decedat, peste 200 de persoane care au decedat din cauza acestui coronavirus. Am datele de la Worldometers în față, sunt 265 de persoane decedate în România. În ultimele 24 ore au fost 17 cazuri înregistrate. Dar cea mai afectată țară din lume este Statele Unite, cu 470.175, din câte vedem pe site-ul Worldometers, cu 16.772 de persoane decedate. Deci o situație foarte, foarte gravă, potrivit datelor care sunt disponibile în Statele Unite. Pe locul 2, ca număr de îmbolnăviri la mare distanță, Spania, cu 157.000, Italia, 143.000, iar China, care este țara de origine de unde a pornit acest coronavirus, a căzut undeva jos cu clasamentul acesta negru, cu 81.907 cazuri și 3.336 de decese. Deci, vă dați seama că în momentul de față epicentrul coronavirusului și al dezastrului creat de acesta pare să se fi mutat în Statele Unite și tocmai de aceea am apelat la prietenul nostru Raul Popa, care se află la New York. Raul Popa este cofondator și CEO al startup-ului românesc Typing DNA, un startup de deep tech, un startup foarte interesant de tehnologie, bazat pe realitate, pe inteligență artificială și pe zona aceasta de cyber security, și a obținut în luna ianuarie o finanțare de 7 milioane de dolari de la compania Google și alți investitori. Deci o finanțare foarte mare, motiv pentru care și Raul se află acum în Statele Unite, la New York, unde este New York fiind cel mai afectat, practic, oraș din lume la ora actuală. Salut, Raul, mulțumesc că ești în direct cu noi. Salut! Bine v-am găsit! Raul, ce faci acolo la New York? Spune-ne și nouă. Știu că voi sunteți acceptați în acel mare accelerator de afaceri Techstars și, practic, compania voastră este acum o companie românească, la origine este acum înregistrată în America. E o companie americană devenită. Am fost acceptați în Techstars acum 2 ani. Am trecut prin programul din New York, care e probabil unul din cele mai bune programe Techstars. Ei au peste, nu știu, 30 de programe care rulează tot timpul, inclusiv în Europa câteva, cel mai mult în America. Ăsta din New York e unul din programele legacy, să zic așa. Am trecut pe acolo, după aia am ridicat o rundă seed anul trecut. Da. Undeva în ianuarie anul trecut, decembrie an 2018, ianuarie 2019. Da. Și am început să scalăm. Ce valoare a avut aceea, când mai rețin? 1,5 milioane de dolari. Uh-huh. Și cum ai spus și tu, am ridicat o nouă rundă de 7 milioane de la mai mulți investitori, cum ar fi Gradient, care e fondul de AI al Google, de la Credo Ventures, de la Techstars Ventures, care e fondul de investiții al Techstars, care investește undeva la 10% din startup-urile Techstars, poate sub 10%. De la Gapminder, care investește predominant în România. În orice caz, e clar, aveți o activitate foarte bogată în domeniul acesta al antreprenoriatului și al tehnologiei. Raul, dar acum, în momentul de față, tu de ce te afli la New York? De ce te-ai dus la New York? Știu că și cofondatorul tău, prietenul tău, Cristian Tamai, și a fost la New York, el s-a întors în țară, iar tu ai rămas acolo chiar în momentele astea dramatice, te-au prins acolo. Eu m-am mutat în America. A, definitiv. Cu familia, da. Nu definitiv, o vreme. Nu știu, 2-3 ani, nu știu, n-am un plan neapărat de... mă întreabă lumea că unde îmi place mai mult, România, în America, unde
ce mă consider, știi, român, amenaj. Cred că facem parte și nu sunt singurul, cred că și nu cred că e o chestie de, nu știu, de aroganță. Cred că facem parte dintr-o nouă generație în care putem liniștiți să ne considerăm cetățeni globali. Adică nu mai locuim într-o singură țară, într-o singură oraș, ci ne mai mutăm din loc în loc. Astăzi suntem în România, mâine suntem în Germania, apoi mâine suntem în America și așa mai departe. Bineînțeles, nu toate țările permit luxul ăsta să te, să stai, să lucrezi, să, să, da, în America e mai greu, de exemplu, ca să, să ai toate drepturile ca să poți să muncești și așa mai departe. Eu le-am, dar nu-i ușor pentru toată lumea ca să facă pasul ăsta. În schimb, în Uniunea Europeană e mai ușor, să zicem, știi? Da. Unde anume la New York locuiești? Eu locuiesc în Brooklyn. În Brooklyn, într-o zonă foarte, foarte frumoasă, care se numește Park Slope. Și cum este acolo? Cum este acolo, Raul? Spune-ne ce vezi în jurul tău în momentele astea de totuși te-am prins într-un moment rău, din păcate. Am vedea și noi pe posturile de televiziune americane, pe CNN, New York este foarte afectat. Acolo au murit foarte mulți oameni, au avut un record negru, din păcate aproape 2000 de oameni într-o zi au decedat la un moment dat din cauza acestei boli, coronavirus COVID, așa se numește COVID boala. Deci, nu știu, care sunt restricțiile, cum trăiești acolo, cum trăiește lumea în momentul de față în New York? Păi aici nu sunt restricții, sunt recomandări. Recomandări, da. Așa se numesc. În România, da. Aici, practic, recomandări. Ba, există restricția să nu te întâlnești mai mult de 20 de oameni. Dacă ești mai mult de 20 de oameni, primești amendă. Asta e sigur și plin de poliție. E mare amendă. În rest, și oamenii nu prea se întâlnesc 20 de oameni. Acum mai nouă este și recomandarea de a purta mască. Nu era recomandarea asta înainte, ca să nu facă oamenii hoarding, știi, de măști, pentru ca să aibă suficient de ăștia din personal medical. Na, noi nu am prea ieșit, cam stăm cu minți în casă, dar am ieșit când a fost un pic mai soare, acum de două zile și mai, săptămâna trecută, când a fost mai soare, am ieșit în parc, avem un parc aici aproape, parc foarte mare. Și am ieșit puțin. Într-adevăr, erau destul de mulți oameni care făceau exerciții și așa, dar oamenii se distanțează destul de bine, fac social distancing, poartă măști. Da, oamenii sunt destul de liniștiți în magazine, puțin, nu se aglomerează în metrouri, am înțeles. Eu n-am mers cu metrou de o lună de zile. Drumul tău zilnic către birou? Adică, mai întâi de tot, vreau să întrebai un birou sau... Da, avem un birou, da, dar nu mai merg la birou. De da, când? Avem un birou în Dumbo, e o zonă foarte, foarte fancy din Brooklyn, e fix sub Brooklyn Bridge și sub Manhattan Bridge. E o zonă foarte, foarte faină, sunt multe birouri de firme cunoscute care au acolo. E un soi de un pic mai zona de startups, de young startups. Foarte, foarte faină zonă. Mi-a 10 minute cu metrou până acolo. Da, n-am mai mers de vreo lună. Am mers o dată pe jos și mi-a luat vreo 40 de minute și trebuie să-mi iau ceva de acolo. Și odată m-am mai dus cu Uber. Și ai mai mers cu Uber, nu? Da. Dar acum lucrez de acasă, nu? Lucrez de acasă, da. Am un birou aici. Mai schimb, mai stau la birou, mai stau aici pe canapea, mai stau la un birou în dormitor. Și fac cu schimbul când mă plictisesc. Da. Spune-mi, te rog, care e rutina ta zilnică? Cum, nu știu, ce faci? De exemplu, cum mănânci? Pentru că în America, voi americani, ca să zic așa, voi mâncați de multe ori în oraș, adică nu prea, știu că lumea nu prea mănâncă, nu prea gătește și în general la New York oamenii sunt foarte ocupați, au și câte două, trei joburi. Da, deci nu am stat suficient în America să mă consider american. Nici New Yorkez, nici american, sunt român, dar am tot fost back and forth în ultimii mulți ani și cumva m-am acomodat și pot să-ți răspund oarecum la întrebare. În New York se mănâncă destul de mult în oraș, dar se mănâncă mult junk food și nu-i neapărat, știi, adică nu se merge doar la restaurante cu 3 stele Michelin, știi? Adică, da. Există și restaurante cu stele Michelin și practic toate felurile de restaurante le găsești în orașele mari, în New York. Dar
Am impresia așa că oamenii au tendința să meargă la restaurant pe weekend. Brunch-ul e o chestie foarte populară, în general în America. Sunt deschise localurile? Că la noi, de exemplu, sunt închise în România. Oh, nu sunt deschise, nu. Sunt din astea take-away. Poți intra nici într-un în magazin, ci ușa e deschisă și pusă o sfoară, știi, și o măsuță, știi? Și dacă vrei, acolo te servesc la intrare, înainte să intre în magazin, știi? Da. Și, nu știu, comanzi pe Uber Eats, pe aplicațiile astea? Eu folosesc Amazon Fresh. De la Amazon au opțiunea să comanzi de pe Amazon Fresh sau de pe Whole Foods Market. Și eu comand de pe Amazon Fresh și mai este o aplicație, se numește Mercato, care aici în New York funcționează destul de bine și au, nu știu, 400 de magazine sau ceva de genul ăsta, la care... Deci dacă vrei ceva de la un anumit magazin care are listate produsele în Mercato, tu îți comanzi și practic Mercato ți le trimite acasă, știi? Ți le aduce la ușă, e destul de ok. Mai există Instacart, care funcționează destul de bine, din câte știu eu, Uber Eats, mai sunt câteva servicii. Acum nu le folosesc pe toate, știi? Mm-hmm. Și am încercat să ne facem provizii, avem și aici aproape niște magazine, am făcut niște provizii din timp și în rest nu prea. Și dar cum percepe așa oamenii atmosfera? Sunt anxioși? E panică? Oh, da, e panică. Da. Bine, am uitat și la televizor așa, să vedem ce se întâmplă. De obicei, noi nu ne uităm la televizor chiar deloc, decât la chestii on demand, gen Netflix sau, știi? Dar acum, perioada asta, cumva te uiți să vezi ce se mai întâmplă. Sunt chestii live în care prezintă ba guvernatorul statului, ba primarul, ba Trump, ce s-a mai întâmplat. Oamenii sunt panicați. Era un șofer de autobuz supărat că cineva a tușit în fața lui, știi? O femeie a tușit în față și el era foarte supărat că ce s-a întâmplat și pusese pe YouTube și asta l-a invitat la ceva emisiune să vorbească așa, tot așa, rimos și așa. Și 5 zile mai târziu a murit omul de coronavirus, adică de COVID. Și acum e un caz, știi, dar sunt multe cazuri din astea în care oamenii s-au supărat că alții nu țin distanța sau așa. Sunt care s-au bătut prin spitale că n-au ținut distanța și din alea, știi. Îs atent și pe trotuare când mergi, ți-am zis, noi mergem aici în parc, oamenii repede se mută pe celălalt trotuar, știi, sau te muți pe celălalt trotuar, știi. Deci la modul ăsta de social distancing se face, știi. Destul de atenți oameni. Am înțeles că și pe metrou se spațiază bine mai nou. Da. Ai un ritual așa cu spălatul pe mâini, cu dezinfectarea? Da. Da, în principiu și dacă cumpărăm chestii, le dezinfectăm toate înainte casă. Și mai am nu știu dacă e ce trebuie făcut, dar eu am o... Avem o zonă în care lucrurile pe care le-am cumpărat le lăsăm să stea, știi? Unele dintre ele le lăsăm să stea câteva zile înainte să ne atingem de ele. Da. Să moară virusul. Zona de carantină, da, bunurile, uh-huh. Știi? Wow. Și dacă chiar vrem neapărat ceva din chestiile alea sau trebuie pus în frigider sau așa, atunci le spălăm bine și le punem în frigider. Dacă nu, le lăsăm acolo. De exemplu, la făină, știi? Făina nu trebuie neapărat consumată, știi? Imediat, știi? Că mai aveam, știi? Am luat-o din timp și atunci am pus să stea, să se... purifice singură, știi? Nu știu cât de mult funcționează. Cred că e cea mai bună metodă. Din câte am înțeles, am auzit medici care fac asta și de asta. Eu cred că e bine. Dar cum vezi, Raul, gândește că acum 3-4 luni ați luat o rundă de finanțare mare, erați pe val și odată a venit nenorocirea asta. Cum v-a schimbat și viața voastră personală și viața voastră profesională, afacerea voastră, startup-ul vostru? S-au blocat anumite activități economice legate de typing DNA sau? Nu prea. Nu s-a blocat nimic. Lucrurile merg foarte bine înainte. Avem noroc, să zic așa, să fim într-o piață care atunci când activează remote, nu știu, creează business nou pentru noi, zona de e-learning, toată lumea învață de acasă acum. Mm-hmm. Avem câțiva clienți care cresc like crazy, știi, 10x.
în luna martie, care pur și simplu au început să înroleze utilizatori care vor să-și facă examenele prin ei. O să facem și niște posturi pe chestia asta, o să prezentăm câțiva dintre partenerii noștri, probabil. Pe zona de banking, îți dai seama, undeva pe la, în America, de exemplu, undeva pe la 5, până 15% din oameni aveau online bank, foloseau online banking, mai puțin ca și în România. Deci, oamenii merg la bancă cu cecul să-și îl încaseze, știi, chestii de genul ăsta. Și acum nu au de ales, trebuie să stea acasă, să-și facă plățile de acasă, să-și plătească curentul de acasă, gazul, mă rog, exact ca și în România, știi? Și făceau de la bancă, mergeau, știi, cu cecul și cu banii la bancă și acum trebuie să facă online. Și făcând online, crește foarte mult cererea pentru verificare cu încă un factor. Iar noi suntem bine poziționați pe zona asta și undeva jumate din pipeline-ul nostru, să zic așa, de clienți noi, e din zona de bănci, servicii de plăți, servicii financiare în general, aplicații financiare, care sunt online și care acum toți văd un surge foarte mare în numărul de user, știi? Da, într-adevăr, probabil că prioritatea pentru cei mai mulți dintre ei e să facă ca serviciul respectiv și infrastructura să funcționeze, știi? Dincolo de securitate. Deci cumva availability și accessibility first, security later, dar deja au început să fie loviți destul de tare și foarte mulți se uită la... Deci avem... Valul chiar... Noi am avut record în martie, dar record de genul de câteva ori mai mare decât orice altă lună anterior. Mm-hmm. Pentru cine nu știe, Typing DNA a realizat un sistem de logare, de autentificare bazat pe tiparele biometrice de tastare. Nu? Am spus bine sau? Da, da. Ne uităm la cum tastează oamenii și cum tastează oamenii la calculator și în funcție de timpii dintre taste, cât ții fiecare tastă apăsată, iar pe telefonul mobil și cum mici telefonul atunci când tastezi anumite lucruri, în funcție de cadență, de chestii de genul ăsta, creăm un profil care practic funcționează ca și un biometric, ca și un fingerprint, ca și vocea, ca și fața și așa mai departe. Și foarte util atunci când nu ai altă metodă de a-l verifica pe userul respectiv, știi? Atunci când faci un password reset sau când faci o logare cu doi factori, pur și simplu te poți uita la cum scrie userul ăla, username și parola. Sau, de exemplu, avem o companie foarte mare care ne implementează în 3D Secure. Nu știu că știi ce e 3D Secure. În România e folosit foarte mult. De fiecare dată când faci o plată cu cardul, sau aproape de fiecare dată când faci o plată cu cardul, îți vine un SMS sau chestii de genul, sau verificare cu parolă, sau sunt mai multe metode acum, mai nou, sau pe telefonul mobil, care fac parte din procesul 3D Secure. Și procesul 3D Secure trebuie să fie compliant cu o nouă set de regulații, care una dintre ele fiind Strong Customer Authentication, sau SCA, care e un nume mai fancy pentru two-factor authentication, autentificare cu doi factori, atunci când se fac plăți sau tranzacții în bănci și în servicii de payment. Și 3D Secure trebuie să fie compliant cu chestia asta. Iar Typing DNA și Typing Biometrics ca tehnologie e unul din factorii compliant, așa cum a declarat European Banking Authority anul trecut. Ceea ce ne face pe noi cumva, ne pune într-o poziție foarte privilegiată, una din puținele tehnologii care pot rezolva problema asta ca un factor fără fricțiune, foarte user-friendly și care în același timp e compliant. Așa că avem foarte mult, foarte mult business pe zona asta, știi? Da, nu ne plângem. Și inteligența artificială la ce o folosiți în tot procesul ăsta? Deci, oricare două paterne de typing, dacă te uiți la ele, un om nu poate să diferențieze între ele. Să-și dea seama că paternele vin de la același om sau vin de la oameni diferiți. Toate lucrurile diferă. Sunt niște cifre până la urmă care diferă suficient de mult încât să nu realizezi cine-i cine. Și ai nevoie de inteligență artificială ca să rezolvi problema asta. Nu se poate rezolva altfel. Se poate rezolva până cu o acuratețe foarte slabă, cu statistică, da. Dacă vrei să rezolvi din puține sample-uri anterioare și așa, ai nevoie de inteligență artificială și chiar și pe partea asta de inteligență artificială ai nevoie de o gândire foarte diferită. Nu e ceva tipic, nu e ceva standard. Mai e o chestie
Inteligența artificială are foarte multă aplicabilitate în ceea ce noi oamenii putem face foarte bine. Unul din părinții inteligenței artificiale, Andrew Ng, zice că în viitor, următorii câțiva ani, toate lucrurile pe care noi putem face până în 5 secunde o să poată fi făcute de un robot sau, mă rog, machine learning. Adică, de exemplu, pot să mă uit și văd o banană și o recunosc că, uite, aia e o banană, sau mă uit la tine și te recunosc după față sau chestii genul. Astea sunt lucruri pe care noi le putem face instant și, sigur, și calculatorul, prin folosind machine learning și inteligența artificială, deci, ar putea să-l facă. Deci asta e human level capability, sau chiar și under human level capability, că poate să facă doar lucrul ăsta, nu toate lucrurile pe care le face un om. Și după aia există zona aia, există și zona AGI, Artificial General Intelligence, care teoretic ar fi mai deșteptă ca și omul și ar face toate lucrurile pe care un om le face și poate să converseze și să, mă rog, asta e o chestie care încă nu există și la care se lucrează și se speră că unii zic în 50 de ani, alții zic în 100, alții zic niciodată, alții zic în 10 ani, o să avem așa ceva. Mă rog, asta e o chestie. Dar după aia există task-uri mici pe care o inteligență artificială poate face și un om nu le poate face. Efectiv, anomaly detection, să detectezi o anomalie într-un reactor nuclear, să detectezi, sunt anumite servicii de diagnostic care sunt mai bune decât medicii. Efectiv, se uită la date și poți să ia decizii mai bune ca și medicii. Sau în cazul nostru, de exemplu, ăsta e unul din puținele cazuri în care efectiv cu inteligența artificială poți face mai mult decât face omul. Poți să dai seama dacă un om e același doar după patternele de tastare sau patternele behaviorale. De exemplu, o foarte mare aplicabilitate e în zona de stocuri și de investiții pe stocuri și investiții pe temir ce indici, așa. Practic trebuie să te uiți la atât, așa multe date și e foarte greu ca un om să decidă rațional în ce să investească. În schimb, un algoritm poate să ia în calcul toate trendurile care se întâmplă pe toate piețele de capital și să investească mult mai smart. Iar e o zonă în care avem superhuman level capabilities care vin odată cu AI, știi? Și frica asta de AI, în general, nu vine de aici, deși de aici ar trebui să vină, de superhuman level. Frica de AI vine de acolo, vine AI-ul și ne înlocuiește pe noi și noi nu o să mai avem de lucru, că, știi? Dar nu cred că ar trebui să fie. Nu cred că acolo ar trebui să fie. Da, oamenii ar trebui să se ocupe de lucruri mai interesante decât o face AI-ul. Da. Asta trebuie să fie, probabil, nivelul. Câți oameni sunteți acum în echipă, Raul? Deci sunteți voi doi cofondatorii, tu și cu Cristian, și angajați alte persoane, programatori, bănuiesc, câți aveți? Suntem 20 în total. Cofondator sunt eu, Cristian și Adi Gheară. Poate pe Adi Gheară îl știi. El e un silent cofondator și investitor, să zic așa. Investitor. E și investitor, dar și cofondator. A fost parte din echipa inițială. Am fost primii trei care am început, să zic așa. Nu a fost niciodată full-time Adi cu noi, dar acum chiar investește destul de mult timp în ceea ce facem. Chiar avem nevoie de fiecare om din echipă. Da, în principal împreună cu Cristian am construit prima parte, după aia avem încă câțiva angajați early care considerăm cumva parte din founding team, CTO-ul nostru, CRO-ul nostru, avem câțiva angajați dinainte de seed round, să zic așa, când eram 5 oameni, 6 oameni pe care considerăm cumva founding team. Da, și acum în total suntem 20. Inițial aveam un plan să ne aproximativ triplăm anul ăsta, dar semnalele sunt destul de negre și încercăm să, chiar dacă business-ul merge bine luna asta, am mers extraordinar sau așa, să urmează să meargă bine în următoarele două luni, ce vedem noi în pipeline, totuși încercăm să fim cumpătați cu angajările, să angajăm acolo unde chiar avem nevoie. Nu știu, avem semnale de la diferiți investitori, prieteni, alți founderi, că lucrurile nu merg așa de bine. Multe. Asta vreau să te întreb. Și cei de la Sequoia Capital, care sunt unul dintre cele mai puternice fonduri de investiții din America, vorbeau despre un black swan, o lebădă neagră care a venit cu această boală
în 2020. Lucrurile mergeau bine, piața creștea, IT-ul, tehnologia creștea și a venit această lebădă neagră. Și tu cum vezi? S-au blocat investiții? Cum vezi investitorii venture capital în principal? Da. Cei care... Investitorii au trei probleme. Hai să le luăm pe rând. Sau cum le văd eu pe rând. Problema 1. Limited partners. Au limited partners care au investit bani în... Au scris un agreement că vor investi bani atunci când e nevoie. De multe ori ei nu au investit propriu-zis banii. Banii nu sunt în banca investitorului, ci în banca LP-ului, limited partnerului, care el zice, da, voi investi așa. Dar există niște clauze și investitorul poate să se retragă, să zică, uite, eu am comis că pun 7 milioane de dolari în fondul vostru de 100 de milioane, dar nu mai vreau să-i dau. Știi? Pierzi niște lucruri dacă îți retragi banii. Dar, având în vedere că pe bursă toți indicii au scăzut suficient de mult încât merită să investești poate mai bine decât în chestiile de, nu știu, în startup-uri sau așa, sau că poate pe fond de frică și panică oamenii în general vor să aibă rezerve mai mari de cash, de aur, de temirce, altceva, chestii. Mă rog, petrol nu prea are sens în momentul ăsta. Nu, dar a scăzut mult prețul. Da, da. Ideea e că LP își cer banii înapoi, mulți dintre ei, sau oricum sunt foarte speriați și cer investitorilor să nu facă investiții în următoarea perioadă. Asta e primul lucru pe care îi afectează pe investitori. Al doilea lucru care afectează pe investitori este faptul că o parte din startup-uri o duc foarte, foarte rău. Deci eu am investit într-un portofoliu de, nu știu, zeci de startup-uri, o parte o duc foarte, foarte rău. Și atunci își pun problema dacă chestia asta e o chestie mai generală, dacă trebuie să îi ajute să-i bridge, să-i ajute pe ăștia să meargă mai departe, cum să facă ca lucrurile să fie ok, pentru că ei pierd bani dacă startup-urile alea pierd. Și au problema asta suficient de mare încât nu mai se pot focusa pe new business așa tare. Și a treia problemă majoră pe care o văd eu e faptul că investitorii văd o oportunitate care va fi mai degrabă în 2-3 luni sau 6 luni de acum acolo, prin faptul că multe startup-uri încep să moară de foame, să starve, își dau oamenii afară și așa mai departe. Așa. Aia care supraviețuiesc, aia vor fi cumva filtrați. Și în același timp, deci cumva peste 3 luni de zile sau 6 luni de zile, startup-urile în care poți investi atunci, care sunt investibile atunci, le-ați filtrate, unul la mână. Și doi la mână, valuația deja undeva mult mai jos. Am auzit în Silicon Valley că valuația la jumate la majoritatea startup-urilor, Y Combinator, ultimul batch, care e cel mai tare accelerator din lume, ultimul batch, nu și-au mai găsit sau nu-și găsesc investitori, ceea ce nu se întâmpla înainte să luptau investitorii pentru o mică rundă de seed care inițial începea pe la 2-3 milioane și ajungea până pe la 5, 6, 7, 10, 15 milioane am văzut rundă de seed la companii de Y Combinator. Nu se mai întâmplă chestia asta. Na, deci astea trei chestii cred că sunt fundamentale în faptul în povestea asta. De ce investitorii nu mai investesc acum și s-au blocat? Dar cum am ajuns aici, Raul? Gândește-te că s-a auzit despre acest virus când a izbucnit el la Wuhan, în China, prin decembrie, la sfârșitul lui decembrie. E adevărat că și autoritățile chineze au pus așa puțin capacul informațional pe problema, așa cum fac de regulă guvernele acestea comuniste. Statele Unite, guvernul american, sunt servicii de informații cele mai puternice din lume, nu au aflat despre acest pericol care vine atât de puternic, nu au, they didn't see it coming. Nu știu, au fost mulți care au avertizat, dacă te uiți la Bill Gates, zice chestia asta de câțiva ani buni, sunt epidemiologi, sunt oameni și de business care zic de mult timp că urmează să fie lucruri de genul ăsta și oamenii să se pregătească. Na. Fiecare s-a pregătit cât a putut. Da, ai văzut că și Donald Trump a bagatelizat virusul la început. Oh, da. L-a luat în derâdere. Păi, statul New York și-a vândut rezerva de PPE
de protective equipment anul trecut, că aveam prea multe și ziceau, bă, nu avem nevoie de atât, hai să o vindem și mai bine să avem niște bani acolo. Da. Iată. Și te uiți și la aceste mari companii. Uite cum e Amazon sau cum e Tesla, care au probleme în momentul de față în activitatea lor. Tesla trebuie să închidă producție în Statele Unite. După ce ei au deschis în China anul trecut. Oamenii ăștia, vizionarii aceștia, Elon Musk, nu au prevăzut catastrofa asta. De asta spun, adică nu au avut, la nivelul lor, nu au avut informații suficiente și nu au evaluat suficient de bine să-și ia măsuri? Nu, cred că greșim aici un pic. E o poveste un pic mai lungă. Văd că nu mai avem foarte mult timp, 5 minute. Hai să-mi 5 minute, da. Așa. Eu cred că e o chestie foarte fundamentală, să zic așa, legat de antreprenori și oameni de știință. Cred că semnele astea trebuie să vină de la oameni de știință mai puțin, mai mult decât de la antreprenori. Da, antreprenorii sunt vizionari și așa, dar așa cum zicea Andretti, din Formula 1, poate știi, dacă încerci să controlezi tot, știi, te mergi prea încet. Știi? Dar asta e valabil foarte mult și la startup-uri, știi? Nu poți să controlezi toți parametrii și să mergi, să fii primul și să, știi, nu poți să fii Elon Musk și să fii în control. Nu, genul ăsta de antreprenori sau nici Trump nu poți să fii sau nici, nu poți să ai un impact foarte mare în lume și să fii în control pe toate părțile. Îți trebuie mult curaj, trebuie să controlezi câțiva parametri, să-ți dai seama că e oportunitate și să folosești oportunitatea respectivă. Ăștia nu sunt oameni care promovează ceea ce fac, nu fac pe panică, pe frică, pe asta, fac pe oportunitate, văd oportunitatea și acționează în baza ei. Deci eu sincer nu mă așteptam de la ei să vină cu predicții gen sumbre și pe baza lor să facă investiții și pe baza lor să facă, ci din potrivă, cumva. Da. Și foarte mult, și recensiunea asta de care se vorbește acum că s-a intrat, recesiunea asta e foarte mult, foarte interesantă, că nu e bazată pe faptul că economia merge în jos pur și simplu și că economia nu e sănătoasă sau că companiile nu sunt conduse cum trebuie sau așa, știi? Și în mod normal, ai investi în companii dacă vezi că pe o perioadă în trecut, pe history data, știi, au mers bine sau n-ai investit în ele dacă vezi că au mers prost, dar ele toate au mers bine până a venit chestia asta și un factor extern care a lovit în toată companiile astea și în toată economia. Da, lucrurile au mers în recesiune, dar o recesiune cum nu s-a mai văzut până acum, pentru că e influențată din exterior. Și foarte interesant, este un talk, l-am văzut ieri, Ray Dalio povestește, un mare investitor și scris niște cărți foarte, foarte tari. Foarte, care merită citită, are un talk pe TED. De fapt, nu e un talk, ci e tot așa un interviu pe TED de vreo oră. Acum vreo două zile a avut un interviu în care explică cum vede lucrurile în perspectiva asta și vorbește și de predicții și de toate astea pe care mă întreb pe mine și cred că e mult mai în măsură să explice ce se întâmplă și la nivel macro foarte mult. Mm-hmm. Ai văzut că și Trump a zis o chestie la un moment dat, domnule, să nu fie tratamentul, să nu facă mai mult rău decât boala în sine, și se referea în principal la economie și astea. Tu cum vezi aici? Cum am putea să ieșim din problema asta economică care s-a șternut asupra tuturor țărilor și România e foarte afectată în momentul de față? Pot să spun de aici, din România, cum sunt, că multe firme s-au închis și au trimis oamenii în șomaj tehnic, alții au fost disponibilizați, ceea ce e și mai rău. Și nu e cale de ieșire momentan. Cred că o să fie greu, dar cred că partea bună până la urmă e că ne face pe toți un pic mai humble, mai umili, mai down to earth. Ne dăm seama că banii pot cumpăra niște lucruri, dar nu pot cumpăra, uite, în momentul de față toată lumea e egală, știi? Mă rog, dacă îți permiți să mergi la o casă de vacanță, să stai acolo o vreme, ok, poți să faci chestia asta, dar nu poți să-ți cumperi tratament, nu poți să-ți cumperi imunitate, nu poți să-ți cumperi, nu știu, business-urile de multe persoane foarte bogate au banii investiți în tot felul de business-uri, care acum multe dintre ele crapă. Mi se pare o chestie foarte interesantă, se întoarce lumea cu sus în jos.
și inegalitatea socială care s-a creat în ultimii ani, mai ales prin capitalism, se reduce la nimic și avem de-a face cu o egalitate, din nou, un fel de egalitate naturală, în care, într-adevăr, cel mai fit supraviețuiește, bătrânii și cei mai bolnavi și ăsta mai afectați nu supraviețuiesc așa ușor, dar nu cei mai bogați și nu cei care sunt o poziție socială mai bună. Și asta mi se pare un lucru foarte, foarte interesant. Ne face să fim mai humble și să ne gândim mai mult la ce e prioritar în viață. Mulțumesc frumos, Raul, și îți doresc să ieși și tu cu bine din casă și din această criză și să fie totul bine și la New York și la București și în toată România și în toată America. Mulțumesc la fel și ție și celor care privesc.